Mijloace de caracterizare a personajului. Material pentru clasa a șaptea. Ne amintim ce sunt personajele și cum se clasifică acestea. Personajele sunt ființele care săvârșesc acțiunile din operele literare. De exemplu, Nică din Amintiri din copilărie, Motanul încălțat, sau Albă ca zăpada. În funcție de rolul pe care îl au în desfășurarea acțiunii, personajele pot fi principale, secundare, episodice sau figuranți. Aflăm. Aflăm ce este caracterizarea personajului. Aceasta reprezintă prezentarea trăsăturilor fizice și morale caracteristice ale acestuia. Aflăm ce sunt mijloacele de caracterizare. Mijloacele de caracterizare sunt modurile prin care sunt prezentate trăsăturile personajului, care este integrat prin desfășurarea acțiunii într-un anumit mediu, într-o anumită epocă sau într-o anumită categorie umană. Aflăm că mijloacele de caracterizare a personajului pot fi directe și indirecte. Caracterizarea directă. Caracterizarea directă presupune enunțarea sau enumerarea trăsăturilor fizice și morale ale personajului. Aceasta poate fi realizată de narator, citez, un băietan voinic, barba de-abia mijește și sub căciulă de oaie, părul creț și des, și niște ochi blânzi și mintos tânăr. Am încheiat citatul. Caracterizarea directă poate fi realizată de alte personaje, citez, tot din novela Păcat, Niță, mamă, te duci frumos și sănătos, să-ți ajute Dumnezeu și Maica Domnului să-mi vii înapoi, tot așa. Și caracterizarea directă, realizată de personajul însuși, numită și autocaracterizare, citez din Amintiri din copilărie, și eu eram vesel ca vremea cea bună și sturlubatic și copilăros ca vântul în tulburarea sa. Caracterizarea indirectă. Caracterizarea indirectă presupune deducerea trăsăturilor morale ale personajului din comportament sau fapte. Citez. Odată, într-o zi de sărbătoare, Niță se plimba singur prin curte cu o carte în mână. Rămăsese în școală să se prepare de examenele apropiate. Era o dogmă încălcită. El ocolea curtea repețind pe de rost cu cartea închisă în mână. Am încheiat citatul. Din acest fragment ne dăm seama de faptul că Niță era un elev silitor. Caracterizarea indirectă presupune și trăsături morale deduse din limbaj. Citesc din Domnul Goe de Ion Luca Caragiale. Nu, nu e voie să scoți capul pe fereastră, mititelule, zice unul dintre tineri lui Domnul Goe și îl trage puțin înapoi. Ce treabă ai tu, urâtule, zice mititelul smucindu-se. Din acest schimb de replici ne dăm seama că Goe era needucat, obraznic. Caracterizarea indirectă presupune și deducerea unor trăsături morale din relația personajului cu alte personaje. Citez din novela Păcat de Ion Luca Caragiale. Lui îi ardea să se ducă și măcar că era dragă mama, parcă avea acum necaz pe ea că îi prea întârziază plecarea. A plâns și el, cei drept, de plânsul ei. Din acest pasaj deducem faptul că Niță era un copil sensibil. Atunci când mama lui plânge, el se sensibilizează. În privința caracterizării indirecte, putem vorbi și despre trăsături pe care le deducem din vestimentația personajului, din mediul în care trăiește sau chiar din gesturi și din mimică. La final, îți propun o activitate individuală.